Salut! 29 octombrie 2010. A rămas în urmă cu planul și mai postez o însemnare. În seara asta m-am uitat la serialul ăla care l-a înghit și îmi place. Se scrie Frige. Și mă cam deranjează scenaristul de acolo. Că sunt două personaje, tatăl și fiul. Tatăl e cam dus cu pluta, de-a mea minte, și fiul îl desconsidera. În serialele astea, episoadele care am văzut până acum, tatăl l-a dus cu pluta, totuși descurcă lucrurile. Fiul nu schimbă poziția. De ce? Ca și scenariu. Nu e normal, în cauza că o relație evoluează. Deci dacă sunt 50 de episoade și ăsta se comportă într-un anumit fel, trebuie și celălalt personaj să schimbe modul de comportare. Și mă deranjează asta, scenaristul. Asta merge la primul episod. Modul ăsta de discuție între ei, dar mai încolo trebuie să fie mai nuanțat. Însă, ca de obicei, am găsit și explicația pe care scenaristul se comportă așa. Dacă un telespectator, primul episod care vede e numărul 33, cum e acum. Atunci nu mai, dacă relația evoluează, nu mai cunoaște datele problemei. Probabil, scenaristul ține cont și de treaba asta. Ce am mai remarcat în toate filmele astea și serialele e cât un personaj care pică în freză de fiecare dată. Nu înțelege nimic și tot întreabă. Aici o fată drăguță. I-am găsit rolul și ăsta în scenariu. Dacă telespectatorul se duce la WC-ul să facă sau să ia o cafea, când se întoarce, nu mai știe de ce e vorba. Așteaptă până pune aia întrebare idiotă și să face un rezumat. În sfârșit. Într-un episod de ăsta, era o treabă cu clonare. Un savant zgubi-zgubi făcuse un cocktail. Pentru o viperă, un liliac și mai știu ce dracu, un crocodil. Și zice ceva mare, așa. Și care se comporta prelun de la fiecare din specie anumite caracteristici. Eu am un fel mai ciudat de a gândi. Cred că pe undeva și la mine un fel de clonare, nu sunt chiar curat. Am ceva luat și din ordinul rumegătoarelor, unde sunt vaci și, bineînțeles, există și boi. Adică atunci când primez niște informații, nu le înghit. Le pun în gușe, iar când am un moment de respiro, le iau de acolo, le mai mestec o dată și abia atunci ajung la anumite concluzii. Și de-aia câteodată am niște reacții mai tardive. Și punând cap la cap niște informații, mi-a picat fisa. Și la ora actuală mai există niște beduri comuniste în modul nostru de comportare. Și m-am gândit să postez o însemnare pe această temă. Normal folosim arealul clientului. Eu nu mă uit în ziare, dar așa să mă uit în jurul meu, în colectivul meu. Și ce găsesc acolo, sunt convins că se găsește și în alte colective. Deci pot fi fiecare să găsească propriile exemple. Dar nu mi-era clar în cap postarea asta, la ce să mă refer. Și ca să gândesc mai ușor, am tras o felie.
Rămăsesc restanța acolo. Știți ce? Un CD-ROM. Dar de fapt nu e CD-ROM. L-am transformat în boxe stereo. Motivul, la aparatul, la unul din calculatoare, aveam nevoie de niște boxe ca să aud. Nu la nivel calitativ de muzică, ci vorbă. Asta ce vorbesc eu, ce mă căne aici. Normal, boxe aveam, dar le puneam prin spate pe acolo, mă împiedecam în ele. Și atunci m-am gândit să folosesc două boxe de la niște monitoare care aveau boxe de astea incorporate, să le bagă în loc în calculator. Cel mai simplu era un locaj de la în care ar trebui să intre în CD-ROM, să îl prind direct acolo de capac. Dar era mai greu de fixat. Că n-am la mâini decât două încheieturi și nu puteam... Și astea sunt destul de mari. Și așa mi-am venit ideea. Am găsit în cutia mea de șmelțuri un CD-ROM de ăsta defect, dat afară tot ce e în el, monta boxele, arată frumos, și acum pot să zic că am un... Hai mă, focalizează-te. Ha. Boxe Sony, poftim. Credeți-mă pe cuvânt. În sfârșit. Chiar spus că îmi fac muncă din asta manuală, procesorul profită de ocazia și își pune lor din bici și baiți pe acolo și mă ajută. Și aici a fost dăpilit ca să fac modificarea asta la capac. Și m-am întors de acolo cu ce am de zis. O să vă dau trei exemple din sectarul propriu. Împușcarea lui Ceaușescu n-a dus la dispariția noțiunii de comunism. A rămas mai departe noțiunea de comunism în varianta originală asta românească. Știți că spunea averea întregului popor. Și cum se traducea comunismul? Ce e al tău și al meu, ce e al meu e pus deoparte. Ei, asta e și acum în 2010. Exemplu numărul 1. Un coleg, Constantin, foarte bine pregătit pe linie de calculatoare, însă am evitat să intru sub taripa lui, în cauza că m-a deranjat cu modul de comportare. Primisem despăgubire pentru o parte dintr-un coniac, care era mai mult pe vremea în viață, și asta mi-a permis să risipesc bani. Atunci mi-am pus geamuri termopan, ușă. Am aranjat prin casă ce era de făcut. Și mai aveam bani. Destul de mulți. Constantin al meu avea o problemă. Îi picase mâna un laptop defect, hard disk-ul. Pe vremea aia laptopurile erau ceva rar. Și merita să-ți bagi nasul în el ca să cauți să-l repari. Ca să vă dați seama că în ce vreme era, hard disk-ul era de 200 de mega. Atât. Ei, se agită tip și găsește aici în Brașov un individ care avea așa ceva. Stăm de vorbă cu el, îmi spune, zice, mă, uite, are ăla, am căutat, ăsta e singurul care îl are, dar ce, nu știu câte mărci pe ăsta. Zici, băi, te împrumut, nu e o problemă. Îți iei ăsta și în 6 luni îmi dai așa. A șasea parte, dăm mărcile astea. La cursul zilei și nu e o problemă, că eu tot am mărci, le țin blocate în plic aici. Tipul încântat. Îl iau, trec pe la el, îl iau cu mașina, îl duc la individul cu hard disk-ul.
Și descoperim că avea două hard discuri. Constantin al meu îl treacă când pe unul, când pe altul. Și mă, nu știu care dracu fi să potrivi mai bine, că laptopul e o poveste, nu-i înfigiori hard disk în el. Zic, ea întreabă cât vrea mândouă. Spune ăla, uite banii, în aceleași condiții, da? Încântat. Când a ajuns acasă, i-a tras un salut și fugi ca să și vadă care din ăla e bună. N-a mers treaba primul foc așa, mai durat. Dar ce îmi zice? Băi, dacă știi ce ne supărai de nevastă mea că m-am împrumutat, că acum trebuie să au banii înapoi. Mă, n-ai dat pe să mergi la femei banii aia. Ai dat ca să par hard asta laptopul, ca după aceea scoți niște bani de nici, deși lui nevastă ta. Da, dar e supărată că m-am împrumutat și... Iar după câtva timp. Mă, da, acum pe mine mă curte mai mult. Păi de ce? Păi crește cursul la mărci. Cu Chiucu Vai au trecut 6 luni, de fapt s-au făcut vreo 10, și-a dat banii înapoi. A, cu al doilea hard disk cum convenisem? Slămbrește-l care e la bun pentru el și de lantul s-o ocupe-l ca să-l vândă. E, și când s-a rezolvat toată treaba asta cu banii înapoi, vine și cu hard disk-ul. Zice, ține-l tu puțin aici, că să nu mi-l rătăcesc pe acolo și eu mă ocup de treaba asta. De curiozitate, l-am băgat în un adaptor de ăla să văd dacă mișcă hard disk-ul. Bun pe post de buzer. Îl porneai, clănță și atât. Trece o săptămână, trece o lună. Păi, Constantine, ce faci cu hard disk-ul ăla? Mă, încă n-am găsit, dar caut. Iar mai trece câtva timp, bă, hard disk-ul. Aia e hard disk-ul. Și așa a rămas cu un frumos buzzer, care m-a costat atunci doar din nou, mai știu, 100-200 de mărci. Tot de la el citirea. Pe vremea conectarea la internet se făcea prin modem. Ei, eu aveam că sunt poștă electronică, nu știu cum ajung pe la el. Și zic, hai să intru în căsuța de poștă electronică, să dau jos un mail, că era o chestie care îl interesa și pe el. Bun, dau jos mail-ul, discutăm despre mail-ul ăla, îmi văd de treabă. După câtva timp se zis că la mine în căsuța de poștă electronică apăreau mail-uri care nu mi-erau adresate mie, erau adresate lui. Îl iau, băi, păi ce faci? Păi bă, ai lăsat parola aici, știi, și nu mai plătesc abonament pentru căsuța de poștă, o folosesc și eu pe a ta. Bine. Nu știu de unde, dragă, am primit eu niște fișiere în ăsta mare atașate. Mă sună tipul. Mă, uite, am descărcat ce era în căsuța ta de poștă electronică și niște fișiere mari de toți. Acum mă costă ca să le urc în pui în căsuța de poștă electronică. Și mai aici îți potrivește bancul ăla, că te cași la ușa omului și după suni și cer hârtie. Pe cine te-a pus să le scoți de acolo? Rezultatul am evitat să mai discut cu el. Și de extrem de intrigat ce am eu cu el. Păi el a gândit logic. Eu aveam bani, el nu avea bani. În concluzie, eu trebuie să-l ajut pe el, că e averea întregului popor. Eu aveam căsuță de poștă electronică, el nu avea. În concluzie, o folosește. Asta a fost exemplu 1. Exemplu 2. Tot coleg, Turbatul, o șef de transmisiune ca și mine. Și am primit calculatoare. Nu credeți că era prima dată când eram dotat cu calculatoare. Erau niște 286 și niște H85.
bătaie, chireală, pe ele. De-o nu știu să pun mâna pe un hașciu. Că la 286 n-aveau monitor obișnuit, era un televizor color pe post de monitor. Și toți erau nebuniți că au niște proiecte ca să facă pe calculator, dar de fapt interesa monitorul la color. De fapt, de fiecare dată când făceam inventarul, nu le găseam, că păi, tocmai l-am dus pe acasă. În sfârșit. Cursuri pentru operare calculator. Normal, m-am dus la comandant, domnule, eu le-am în gestiune, trimiteți-mă la curs ca să văd despre ce-i vorba, să știu ce aia, cu ce să mănâncă. Mă, nu-i treaba ta, tot, numai atâta, să le ai în evidență. Ca să scurtez, a plecat de la bibliotecă, a plecat o magazioneră, a plecat o dactilografă, a plecat una de la bucătărie, toate aveau o caracteristică o comună, erau bune. Și atunci am rezolvat eu treaba aia cu, m-am mai spus, de Marius Bănescu, student, zic, măi, tu devii lectorul meu. Și după câteva luni, deja cu el, sub îndrumarea lui, reușisem să fac primul program, în DB2. Turbatu, colegul meu, în aceeași situație, când a văzut că nu se poate lipi de niciun curs, se voia mama dracului. Și efectiv s-a rezumat la treaba asta, ți-a dat una bucată calculator, a primit una bucată calculator. Nu l-a interesat. Tot cu el, ăștia trebuia ca să primească un coral, catedra de automatizări de la noi. Și la șeful de catedră zice, mai dăm un ordin, ăsta, act de primire. Păi, eu știu ce luați voi de acolo. Știi ce? Hai că vin și eu cu voi la București. Și iau tot carnetul de acte de primire. Și m-am dus acolo la un centru de Institutul de Cercetări al Armatei. Primul lucru care l-am găsit acolo, ăștia s-a apucat ca să-mi primire coralul, am plecat la niște depozite pe acolo. Și era un depozit ăsta imens, în care erau grămezi de tehnică militară. Și într-o grămadă de aia văd o cutie cunoscută. Trag de ea o stație Romie 70. Nouță. E cu asta ce e? Păi am făcut noi un prototip, nu știu ce autostație, și era și asta montat acolo. Prototipul n-a fost bun, l-am casat. Și astea sunt toate la casat aici și trebuie să le defrișăm. Dom'le, uite, sunt așa, am carnete de primier. Poți să iau stația asta? Dar cum să nu? La un moment dat, stați așa, dar mai avem. Se urcă ăsta în vârful grămezii, scobește, mai găsește că 6 bucăți de la. Toate noi nouțe. În timp ce făcusem eu purcul acolo, apare alt magazinier. Dom'le, dumneata ești ăla care adună aia? Hai ca și eu. Ca să o scurtez, am găsit 40 de stații. De la a durat mult până am completat cu lăzile erau într-o parte, antenele erau într-o parte. 40. Eu în inventar aveam 2. Atâta avea unitatea cu totul. Iar în toată garnizoana Brașov, cred că erau vreo 10 stații din astea și eu am fost în rost de 40. Nu zic că noaptea am dormit în camion. Că l-am urcat în camion, n-avea cine să le păzească, le-am dormit pe stație. Am luat și coralul ăia, am mai găsit și niște imprimante. Epson. Seriale. Se povesteau. Hai cu ele. Drăguț a fost, cum am ajuns la Brașov aici, cu a doua zi sau a treia zi, mă sună de la București. Căci la București am fost la institut, dar de la comandament. Mă, fii atent că îți dăm
ordin de distribuție, dai 3 stații la unitate cu tare, dai 5 stații la aia, dai 2 stații la aia, poftim? Păi ne-ai auzit? Dom'le, voi mi-ați dat 2 stații. Cum dau 3 la ala, 5 la ala? Băi, am auzit că ai luat un camion întreg, da, 40 de stații. Păi din alea are. Nu, alea sunt ale mele. Eu m-am agitat să le aduc. Voi v-ați agitat și mi-ați dat 2. Din alea 2 puteți să le luați de tot. Poți să-ți dăm ordin și puteți să dați ordin. Nu vă dau niciuna. Că voi sunteți fund în fund cu ăsta, dar vă se rău gradele dacă vă duceți acolo. Să faceți ce am făcut eu. Și mă trezesc după vreo săptămână cu un teanc de orne din ăsta. Și le dau retur înapoi. N-am stați. Păi să cum n-ai stați? Păi arată în inventar. Uite, 2 am. Și alea 40 ce ai făcut? Aaa, păi mai sunt. Am făcut sală radio și le-am băgat în inventarul sălii radio. Deci nu mai sunt cap de dotare. Acum sunt obiecte de inventar în sala radio. S-a uitat aia urât la mine. Până la sfârșit am mai dat din ele. Că au schimbat, trimesc cu mine o geala și atunci troc. Bine, vă dau. Dar ce dați în loc? Vreau cu tare. Păi are ăla. Poate nu mă interesează. Faceți cumva, când a venit în curte, vă dau și o stațiile. Șantaj, ne-am prost. Să mă întorc la Turbato. Vine Turbato la mine, măi, dă-mi și mie o imprimantă de aia, că tu ai 4. Hai, te servesc, cum se spune. Trece timpul, o să-i dedic eu însemnarea lui Turbato la cap la coadă. Are un picior amputat acum și pe undeva mă consider vinovat moral de treaba asta. Mai interesantă de spus. Bun, amândoi trecem în rezervă, mă trezesc el odată și o întâlc la mine și mă ajută-mă ca să-mi cumpăr un calculator. E plin Brașov de să vând calculator. Da, bă, dar mă păcălesc, aia că eu nu mă plice. Bine. Luăm calculatorul, îl duc acasă, îl instalez. După cât va timp, supărat, până la Dumnezeu. Băi, calculatorul l-a luat de tine, nu știu ce face căr și pac. Măi, nu-i luat de mine, este luat de tine. E în garanție, ia-l în brațe, du-l acolo și... Da, mă păcălesc, că... Hai la el, ia-l calculatorul în brațe, du-l acolo, ceartă-te cu aia, s-a rezolvat treaba. Iar după câtva timp, cu el și-o întâlc la mine. Mă, zice, uite ce te rog, vino în fiecare după masă la ora 3 până la 4 ca să-mi faci și mie un curs de ăsta, că-mi prind urechile în el. Poftim? Păi, tu te pricepi la asta, eu nu mă pricep, știi? Vino, nu mult, zice, o lună, două, atâta, că după aia mă descurc eu. Că eu nu știu. Păi de ce nu știi tu? Păi nu m-am luat la curs, nu? Păi nici pe mine. Eu m-am agitat. Deci aproape așa, eu știam să mă descurc la calculatoare. El nu știa să descurce la calculatoare. În concluzie, era obligația mea ca să-l ajut pe el să descurce la calculatoare. Normal? Al treilea exemplu, Crișul îl cheamă. Am postat o însemnare despre el, prea bun, frunzări în ziarele pe net, cu Google, dau peste un articol, expoziție de binocluri la Casa Armată, la Reduta, a unuia Criș. Zic, mă, chiar ăsta? Mă lămuresc, Crișul. Erau niște articole acolo, care făceau niște reclamă și a făcut omul o colecție.
spunea cel mai ieftin binoclu care l-am găsit m-a costat atâta ca să le ia de la unul, cel mai scump nu știu cât. Și păi, am și eu un binoclu de ăsta. Îl am de la maica mea undeva de neamul ei, că am avut ofițer și în războiul de independență. Aia mai proști din familie s-au făcut ofițer. Mai prostuți, hai. Bun. Mă duc în ziua când era inaugurarea expoziției, îl văd pe Crișo, îi dau o carte de vizită de-a mea și spun că am un binoclu de ăla și niște insigne, că știu că te ocup cu asta. Când ai timp, vin să ți le dau. Zice, băi, cât mă costă că ți-l cumpăr? Zic, nu, ți-l dau, nu e o problemă. N-am nevoie de bani. Telefon, trece de neamul prost de robot al meu, intrăm în contact, vine la mine, iară binoclu, îl dau binoclu, se zice, bine, nu vrei bani, dar ce vrei? Zic, mai pe mine mă interesează calculatoare, componente, chestii de asta. A, n-am. Se uită la insigne, mai stă vorbă, depănăm amintiri și pleacă. El a procedat corect. El s-a oferit să dea bani. Eu n-am vrut bani. Componente de calculator nu avea. Și atunci s-a rezolvat treaba. Dar e corect? Puteți să zică ceva în genul ăsta. Uite mai, n-am componente de calculator, îți deschid o linie de creditare. Uite, pe binoclu ăsta costă atât, deci ai la mine credit atât. Tu ții ce te interesează pe tine și mi-aduci bon. Și ți-l achit. De ce n-a procedat Crișo așa? Era clar. Am spus-o cu gura mea, că n-am nevoie de bani. Și în concluzie, are el vreo obligație față de mine? Nu. Ia uitați-vă în jurul vostru. Și o să găsiți dumneavoastră. Tip plin mentalitatea asta există. Și ca să nu fie numai exemplele ca și, mai dau și unul civil. Un vecin, Vereș, are taxiul lui, ce birjăreala. Și află el odată că eu mă descurc cu secția sârme. Și vine cu un contor de la de taxare, electrică, nu știu ce dracu avea. Să mă uit, asta mă enerva pe mine, că vinea cât unul cu asta, domne, ia uite la asta. Păi ce fac? Îi fac pase așa și să repară? Spune, băi, corect, repară. De asta dacă spui repară-le, automat presupune ca să... cât mă costă. Dacă spui uite-te, acum mă trebuie să plătesc că tu te-ai uitat la aparatul meu. E o chestie mentală. I-am dat de cap. Omul a prins încredere în mine. Iar a apărut altă problemă. La cine s-a apalit? La colibat. Nu exagerez, pe 31 decembrie mă bărbiream și mă pregăteam pentru masa festivă. Cioc-cioc la ușe, ăsta disperat. S-arsese lumina la turelă. Trebuia schimbat becul. Și cu jumate așa m-am dus, că eram încă cu spuma pe față. I-am demontat aia și l-am făcut fericit. La un moment dat îmi zice el, domnule, aș vrea să cumpăr și un calculator pentru fetele mele. Zic, păi ca în ce configurație? Păi așa, așa, mă, agi, dau telefoane, uite-te în ziare.
Deci spun, domne, uite, găsești ăsta, e cel mai bun, la banii care... Și foarte candid, păi n-am încă bani. Și mi s-a pus pata. Am adunat eu toată munca asta voluntară și am făcut o scrisoare. Că mai apărea cât una din fete, că n-aveau imprimantă, să scoată la imprimantă la mine, dactilografia, chestii de genul ăsta. Și când a venit fata să apeleze la mine, că eram sclavul casei, zic, dă-i lui taică-tă o chestia asta și citește-o și tu și dă-o lui taică-tă și să-l lăsați în pace. Și așa zice la fata, zice, ați numărat cât de 13 ori a fost la dumneavoastră și a apelat? Da. Și ați numărat de fiecare dată? Da. Și la ora actuală, Vereș ăsta, se uită puțin ciudat la mine. Că eu refuz să-l ajut. Că el efectiv are nevoie de mine. Nu sunt gardă și trebuie să recunosc. Odată că m-a chemat ca să repar calculatorul, mi-a dat și o cafea. Să mai dau un exemplu. La ultimul etaj e un muncitor care s-a profilat să repare Dacia. Am apelat odată la el. Când a terminat reparat, zic că costă. Și el mi-a zis un preț. Și am dat mai mult. Eram împreună cu nevastă, să zice, păi am cerut mai atât. Zic, mai să las loc de întors. N-am mai apelat la el. În schimb, a apelat el la mine. A venit la un moment dat cu castofon. Uitați-vă puțin la asta, că nu mai mișc. M-am uitat eu la el și a început să miște. I-a dus castofonul și după a zis, foarte bine, mulțumesc. Iar a apărut o situație de genul ăsta, el a chifonat o mașină chiar în fața blocului și m-am dus cu gunoiul. Și el mă vede și zice, bine că v-am văzut, uitați, aici sunt două castofoane, care, uitați-vă puțin la ele. Urs sus, nu era complicată, l-am remediat, îl aduc, zic că l-am reparat. Și el foarte așa, că era opacul antifonat, era băgat pe dedesubt. Ce păi puneți-le acolo. Ce pus de-a cu pensula mai departe. Și atunci, erau mai mulți căsca în gura la el, când vezi că tu un expert de ăsta, uiți la el. Dom'le, dragule, trebuia să mă apuc și eu de antifon în mașină, că de pe tău să vede ce treabă ai făcut. Așa am luat un kil jumate de castofon, am ajuns un kil jumate de castofon, cum poți să ceri ceva pe asta? Și rezultatul când a mai apelat toată la mine, că e tipic pentru ei, se setează. I-am spus, nu am timp. Ei, dacă o iau cu exemple de genul ăsta, nu-i loc de hard disk. Asta mi s-a implantat în cei 50 de ani. Ce al tău e și al meu, ce al meu e pe de-o parte. Tare mult mă deranjează treaba asta. Ia gândiți-vă în jurul noastră, nu vă confruntați cu acele lucruri? Vă plac? Ia gândiți-vă, nu procedați la fel? Sau ca mine, sau ca cei care apelau la mine. E corect? Fost 28 octombrie, sunt fericit că am boxe. Prăjituri. Am trecut iar pe noapte, acum e 5:20, așa că plec la culcare, am mănâncat câteva prăjituri și o să mai bag câmpii. Dacă nu vă interesează, browserul în stânga sus are o pictogramă cu o săgeată. Click pe ea și pa, bye. A vorbit Dan Colibaș, parcă am zis treaba asta.